această seară dobăritoare de iunie, aici la Centrul Social de Nicodărama, așa cum v-am obișnuit în fiecare ultimii ani, de fapt, să vă invităm la un vernisaj cu totul aparte. De data aceasta, cu adevărat, cu totul aparte, fiindcă dacă anul trecut, tot în luna iunie, eram în jurul la 3 doamne aici, iată că astăzi, din păcate, soarta ne-a hrăzit ca să avem în mijlocul nostru doar pe Ioana Mihăiescu și pe Maria Tudor. Doamna Hoacea Șuteu, Adriana Hoacea Șuteu, lipsind din acest spațiu în care de fiecare dată revenea cu mult drag. Dar despre aceasta o să probabil să vorbească doamna Ioana mai multe. Permiteți-mi să vă spun că mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici și ați găsit răgazul necesar de a veni și de a participa la un vernisaj care, așa cum probabil ați primit fiecare de dumneavoastră, și micul afiș, și invitație, vernisajul expoziției de artă plastică, un drum. În fiecare an, de fapt, este pentru a 8-a oară, de când în luna iunie organizăm o lună a expozițiilor, diferite expoziții de artă plastică, de fotografii, de filatelie. Și unul dintre cele mai importante evenimente în cadrul acestei luni a expozițiilor pe care o organizăm este această expoziție, cum de altfel a fost și în anii trecuți. Astăzi, probabil, ați putut observa lucruri noi, lucruri noi care, așa cum spuneam, un moment dat, venim, de fapt, de plin aici, cum un zic Stefan, stătând într-un colț anume acolo, spunea că nici nu știe cum să înceapă și cum să își dezvolte ceea ce dânsul dorește să spună astăzi aici, cu prilejul de mesaj. Dar înainte de a ruga pe cei doi critici de artă, cunoscuți ai Reșiței, Dic Stefan și Jan Bobeică, permiteți-mi să o rog în numele dumneavoastră și în numele meu personal, pe doamna Diana Mihăiescu, să ne spună câteva cuvinte care sperăm să lase emoțiile la o parte și să ne cânte din nou sufletul cu dulcele ei grai și gând. Mulțumesc mult! Dulce, grai și gând, voce nu prea am de câteva lume. Dragi prieteni, vă mulțumesc. Scuzați. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în seara aceasta aici. Deschidem o expoziție. Nu pot să mă abțin, îmi pare rău. Deschidem o expoziție în formația în care am deschis-o în ultimii ani de zile. Maria Tudor, Adriana Hoacea, Ioana Mihăiescu. Mi-a fost enorm de greu și eu când am pus tablourile Adei Pestimăză. Am simțit-o aici lângă noi. Cred că este aici. Și o rog să mă ajute să pot să vorbesc acum. Mulțumesc domnului Sigla și centrului Frederico Zanam pentru faptul că ne-a permis în ultimii ani de zile, ne-a încurajat și ne-a primit cu brațele deschise în această sală. Chiar am stat și m-am gândit, acest eveniment cultural, deosebit de cald, prin el însuși și prin prezența mai ales a noastră aici, se consumă într-un colț de țară uitat de lume,
Întrucât este oraș uitat de lume, în care doar istoria și-a pus câteva amprente, care mai sunt viciare, și care găzduiește atâtea frumuseți. Pentru că această sală nu a fost dedicată doar acestei expoziții și în această sală n-a avut loc doar această expoziție. Au avut loc în ultimii ani 10 de expoziții și de manifestări culturale. Vă mulțumesc! Aș dori să vorbească cei din Ucraina. Invitați-mă și în această zi. Domnul Dic, vă rugăm frumos.